Știi unde să-l găsesc. Era strigătul lui Iov. Și acest strigăt s-ar putea să ne reprezinte pe foarte mulți dintre noi. Un om poate trăi fără mâncare vreo 40 de zile, fără apă vreo 7 zile, fără somn. Aproximativ 3 zile, deși recordul este de 10 zile, stabilit de un băiat de 17 ani din San Diego în anul 1965. Un om poate trăi fără aer maxim 9 minute și o avem ca și reprezentantă pe Natalia Molcanova. Un om poate trăi fără Dumnezeu maxim 122 de ani și 164 de zile pe pământ și nici o zi dincolo este recordul stabilit de Jean Calment. 122 de ani de viață pe aici, pe pământ. Dar ce este 122 de ani față de infinit? În mod cert, nevoia fundamentală a omului este nevoia de Dumnezeu. În întreaga rasă umană există un sentiment al existenței lui Dumnezeu. Înțeleptul Solomon spunea, orice lucru El, Dumnezeu, îl face frumos la vremea Lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Mulți spun că nu cred în Dumnezeu, dar făcând această afirmație, ei trebuie să se lupte împotriva unui lucru fundamental și înăscut în ei. Care le spune că Dumnezeu există și că, într-un fel sau altul, trebuie să ajungă la o înțelegere cu El. Fie să-l primească, fie să-l respingă. Nu-l poate pur și simplu nega. Acest sentiment al existenței lui Dumnezeu este un lucru care fie îi binecuvintează pe oameni, fie îi chinuie. Fiecare om, fiecare ființă umană trebuie să se confrunte cu acest lucru. Dumnezeu există și nu tace. Tocmai pentru faptul că vrea să se facă cunoscut. Acesta este strigătul lui Iov cu care am început mesajul de astăzi. O, dacă știi unde să-l găsesc? Cei care sunt preocupați de sentimentul existenței lui Dumnezeu și vor să-l cunoască, au, de fapt, până la urmă, două căi la îndemână: căutările și eforturile personale sau Revelația Divină. Sunt doar două căi prin care îl poți găsi și cunoaște pe Dumnezeu. Haideți să le luăm pe rând. Căutările și eforturile personale. Pe o astfel de cale întâlnim câteva metode. Misticismul sau iluminarea lăuntrică. Adică, adică dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să te adâncești în tine însuți și să cauți să te conectezi cumva cu divinitatea, încercând să-L experimentezi cumva. Și din această iluminare lăuntrică, din această căutare de a te conecta cu divinitatea, Ajungi să înțelegi câte ceva din Dumnezeu? O altă căutare personală este raționamentul pur. Lansându-te într-un raționament, într-un proces de raționament pur, vei ajunge să cunoști, să-l cunoști pe Dumnezeu, sau cel puțin existența Lui. Și în astfel de procese raționale, oamenii L-au căutat și l-au găsit pe Dumnezeu, cel puțin până la un anumit nivel. Și în acest, prin această metodă a raționamentului, am întâlnit oameni ca și Anselm de Canterbury, care vorbește despre argumentul ontologic al existenței lui Dumnezeu. Aici întâlnim argumentul cosmologic, argumentul cauză-efect, orice lucru în lumea aceasta are o cauză și un efect argumentul teleologic, adică totul conduce spre un scop precis, argumentul moral, existența legii morale în Dumnezeu și iată cum prin câteva procese de raționament pur putem ajunge la concluzia că Dumnezeu există. Numai că această cale, această primă cale de una singură, calea eforturilor personale de a-l găsi, de a-l descoperi pe Dumnezeu, nu face față în întregime. Nu poți ajunge la o adevărată cunoaștere a Dumnezeu doar pe această cale. De ce? Pentru că Dumnezeu este infinit. De ce? Pentru că noi oamenii, din cauza căderii, avem capacități diminuate, afectate de păcat. Astfel că această cale a eforturilor proprii îți dă niște indicii despre existența lui Dumnezeu, dar nu te conduce la o cunoaștere personală a lui Dumnezeu, pentru că El este mult prea mare pentru noi și noi suntem mult prea afectați de păcat pentru a reuși să-L cunoaștem în întregime. Așa că. Singura speranță de a-l cunoaște personal pe Dumnezeu este ca El să ni se reveleze, El să ni se descopere nouă cumva. Iar învățătura creștină ne spune că Dumnezeu a făcut deja așa ceva. Astfel că cea de-a doua cale de a-l cunoaște pe Dumnezeu este calea revelației Divine. Ce este Revelația Divină? Revelația Divină este actul prin care Dumnezeu comunică omului adevărul despre natura, lucrările, voia și scopurile sale. Dumnezeu alege să se descopere. Cum se descoperă Dumnezeu? Cum se revelează Dumnezeu? În două moduri. Vorbim despre o Revelație generală, în primul rând. Dumnezeu se descoperă prin creație. În urma unui proces de analiză, vei ajunge să te gândești, să-l descoperi pe Dumnezeu în spatele creației sale. Prin providență, te uiți la organizarea lucrurilor în lume, la menținerea lor, la controlarea răului și îți dai seama că o ființă supremă trebuie să fie în spatele a tot ceea ce se întâmplă. Altfel lucrurile ar lua o raznă. Dumnezeu se descoperă și prin istorie. Este un alt, un alt tip de revelație generală. Studiind mersul istoriei, poți ajunge să-L cunoști pe Dumnezeu. Numai că acest tip de revelație generală ne poate duce doar până la limita recunoașterii lui Dumnezeu sau recunoașterii că Dumnezeu este atotputernic și creator, nu mai mult. Revelația generală este suficientă pentru a împiedica pe oameni să săvârșească răul, dar nu este suficientă pentru a-i ajuta pe oameni să-l cunoască pe Dumnezeu în mod personal. Cum este inima lui, cum gândește Dumnezeu, ce își dorește Dumnezeu. Deci, Revelația Generală, cu toate că ne dă mai multe informații despre Dumnezeu, încă nu este o Revelație, o descoperire care să ne l apropie pe Dumnezeu în mod personal. Și atunci, modul de a-l cunoaște pe Dumnezeu în modul cel mai personal, este Revelația Specială. Și Revelația Specială este actul prin care Dumnezeu își descoperă caracterul, natura și modul în care ne putem apropia noi de El ca să fim iubiți și binecuvântați de El. Revelația Specială se materializează în Sfintele Scripturi, în scrierile sfinte, inspirate de sus. De fapt, Biblia, biblioteca pe care am studiat-o duminică de duminică, Biblia este o înregistrare a revelației speciale a lui Dumnezeu. Adică veșnicul Dumnezeu de cortina la o parte pentru a oferi oamenilor posibilitatea de a-L înțelege și de a-L cunoaște. Și atunci, Dumnezeu poate fi cunoscut, dar Dumnezeu, deși este incomprehensibil, cum spune Pavel în Roman 11, cu 33, o adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Da, Dumnezeu este incomprehensibil dar cu toate că este de necuprins, incomprehensibil, Dumnezeu poate fi cunoscut. El nu poate fi înțeles pe deplin într-un sens complet, ultim și final, dar poate fi cunoscut pentru că Dumnezeu ne-a vorbit despre el, ni s-a descoperit și a descoperit inima înaintea noastră. Și această descoperire a inimii lui Dumnezeu se află în Sfânta Scriptură. Biblioteca am numit-o. 66 de cărți care trebuie citite. 66 de cărți care ne îl dezvăluie pe Dumnezeu. Caracterul, natura, voia lui în relația cu ființa umană. 66 de cărți care trebuie citite. 66 de cărți care trebuie să ne citească pe noi pe fiecare. Dacă biblioteca sau Sfânta Scriptură, Biblia, este înregistrarea cuvintelor lui Dumnezeu pentru om, dacă Biblia este modul prin care Dumnezeu ni s-a descoperit, atunci haideți să ne uităm puțin la această Biblie, la această bibliotecă, ca un soi de concluzie al demersului nostru de a studia întreaga bibliotecă. Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu. Dumnezeu este nevăzut și transcendent, dar dorește să se facă cunoscut. Astfel, el poate cumva să comunice cu noi. Dumnezeu a scris, inspirând autorii lui umani, a scris 66 de scrisori pentru om. Problema noastră a omului este că nu le citim, nu le cunoaștem. Și unii dintre noi poate avem impresia că nici nu trebuie să le citim sau să le cunoaștem. Unii dintre noi ne mulțumim cu o muzică inspiratoare, cu câteva sfaturi discrete despre cum să străiești viața, poate câteva cărți creștine interesante și poate ocazional câte un studiu biblic. Poate pentru unii dintre noi acestea par suficiente pentru trăirea unei vieți creștine și nu este așa. Sau alte ori, unii dintre noi, alții dintre noi, poate preferăm, așa zisa, vorbire directă a lui Dumnezeu. Prea puțin păsându-ne dacă aceste cuvinte profetice sau viziuni deviază de la Sfintele Scripturi reperul nostru spiritual. Unii dintre noi, din păcate, încercăm să ajungem la inima lui Dumnezeu fără a asculta de cuvântul lui Dumnezeu prea multe alunecări de felul acesta întâlnim în jurul nostru. Preferăm o așa zisă vorbire directă, independentă, smulsă, îndepărtată de revelația specială lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură. Experiența religioasă poate sluji și contura teologia, dar scripturile trebuie să o determine. Acesta este crezul nostru. Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu către noi ca să ni se descopere. Și în toată această frământare am stat câțiva ani la rând cu biblioteca în fața noastră, cu cele 66 de cărți, plecând de la premiza că este scrisoarea lui Dumnezeu. Aceeași frământare a avut-o și John Wesley și are un argument extraordinar de profund. El face următoarea afirmație. Biblia a fost scrisă fie de niște ticăloși, fie de Dumnezeu. În niciun caz Biblia nu a fost scrisă de oameni de caracter. Fie a scris-o niște ticăloși, fie a scris-o Dumnezeu. De ce spune asta? Ascultați argumentul lui. Oamenii de caracter N-ar fi pretins niciodată că ar fi fost inspirați de Dumnezeu dacă nu ar fi fost într-adevăr inspirați. Dar Biblia afirmă în nenumărate rânduri că este inspirată de Dumnezeu. Deci, ea a fost scrisă de niște ticăloși. Acest lucru este foarte puțin probabil, totuși, pentru că ar însemna că aceștia Oamenii fără caracter s-au autocondamnat prin ceea ce au scris acolo. Deci, singura concluzie valabilă este că Biblia a fost scrisă de Dumnezeu. Nu putea fi scrisă de niște oameni de caracter. Ori Dumnezeu, ori oameni lipsiți de caracter. Bun. Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu. Dar este ea credibilă? Mă pot baza pe ea? Așa că facem a doua afirmație legată de Biblioteca Sfântă, de Biblie. Biblia este scrisă de Dumnezeu, dar Biblia este o carte infailibilă, adică o carte fără greșeală, fără contradicții în forma ei originală. Și nu avem vreme să vorbim despre credibilitatea Scripturii, sunt o mulțime de resurse pe tema aceasta. Dar putem spune că nicio descoperire arheologică nu a contrazis vreodată afirmațiile biblice, nici una. Profețiile s-au împlinit în istorie, absolut, în detaliu. Vechimea, exactitatea și numărul copiilor manuscriselor dau credibilitate maximă. Consecvența și unitatea mesajului celor 66 de cărți, 40 de autori diferiți au scris pe perioada de 1500 de ani în locuri și contexte diferite pe trei continente și în trei limbi diferite. Și cu toate acestea, Biblia este consecventă și unitară. Urma lăsată de Sfânta Scriptură în istorie, iată câteva argumente foarte serioase privitoare la credibilitatea Bibliei. Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu prin care El ni se descoperă. Este infailibilă dar despre ce vorbește ea până la urmă, ca și o concluzie, despre ce vorbește Biblia? Biblia este, în al treilea rând, cartea mântuirii. Pavel îi scrie lui Timotei, în 2 Timotei, capitolul 3 și versetele 15 la 17 și spune Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Isus. În alte cuvinte, Biblia este cartea mântuirii, se ocupă de recuperarea ființei umane, de eliberarea ei, de descălcirea vieții. Scopul scripturii este înțelegerea experienței morale numită mântuire. Acesta este scopul principal al Sfintei Scripturi. Biblia nu are scop științific, totuși nu înseamnă că este în conflict cu știința, de fapt conține informații științifice uluitoare. De unde a știut autorul proverbelor în 8 cu 31 sau Isaia în 40 cu 22? De unde a știut să vorbească despre rotocolul pământului sau despre cercul pământului? De unde a știut Iov în vremurile acelea să vorbească, să descrie pământul spânzurat pe nimic? Citiți în Iov 26 cu 7. De unde a știut Iov în 28 cu 25 să pomenească despre greutatea aerului? Abia Toricelii în 1644 a descoperit că aerul are greutate. Biblia nu are scop științific. Dar nu contrazice, nu este în conflict cu știința? Nu are scop literar, deși are porțiuni de mare finețe literară. Nu are scop filozofic, deși conține scrieri de profundă înțelepciune. De fapt, Biblia se ocupă de recuperarea ființei umane. Și întreaga relatare a celor 66 de cărți, Dumnezeu ne vorbește câte ceva în mod metodic despre un plan pe care El a făcut ca să ne descălcească viața, ca să ne recupereze ființa. De fapt, tot Noul Testament în Vechiul este ascuns, spunea cineva, iar Vechiul Testament în Noul este revelat. Cartea aceasta, Cartea Mântuirii, începe cu Genesa, creație, cădere, răscumpărare. O carte de început prin care Dumnezeu vorbește și spune, ne spune, ai dat totul peste cap, dar am un plan care să ne restaureze relația. Noul Testament ne dezvăluie planul, întruparea Fiului Lui Dumnezeu de aceeași natură cu Tatăl. Biblioteca continuă cu cartea Exodul, răscumpărare, lege, cort. În alte cuvinte, Dumnezeu ne spune, voi face tot ce trebuie făcut ca să-mi duc la îndeplinire planul. Și îl vedem în nou legământ. Fiul renunță la gloria cerului pentru a locui, pentru a cortui, pentru a trăi exemplar în praful pământului. Biblioteca continuă cu cartea Leviticul. Jertfe, Curățiri, sărbători. Partea cea mai costisitoare pentru mine, zice Dumnezeu în această carte, Leviticul, este să te fac sfânt, jertfe, curățiri, sărbători. Și nou legământ, Dumnezeu ne face sfinți. L-a costat pe El însuși viața. Fiul Dumnezeu s-a jertfit ca să ne curățească. Și am viat ca să putem sărbători cu El cândva jertfe curățiri, sărbători. Și biblioteca continuă cu cartea numeri, pregătiri, eșecuri, o nouă șansă, prin care Dumnezeu ne spune, vei experimenta eșecuri pe drumul pe care te duc, dar drumul este bun, chiar dacă ai impresia că te omoară. Și nou legământ, ecourile spun astfel, ai căzut, dar Dumnezeu îți mai dă o șansă. Drumul credinței, drumul sfințirii nu este scutit de greutăți, dar este calea cea mai bună și singura. Și biblioteca continuă cu a cincea carte, Deuteronom. O privire înapoi, o privire în sus și o privire înainte. În alte cuvinte, Dumnezeu ne spune, eu rămân loial cuvântului meu chiar și când tu mă părăsești. Îmi împlinesc planul cu aceia care sunt disponibili. Și nou legământ, Dumnezeu ne spune, fii credincios, loial, până la moarte și vei căpăta una vieții. Și biblioteca continuă cu a șasea carte, Iosua în care ne spune Fiule, întărește-te și îmbărbătează-te, intră în țara promisă. Ecorile în nou legământ, în viața veșnică promisă, se intră prin luptă, stăpânești cât cucerești și astfel te vei bucura de împlinirea promisiunilor mele. Iată cum Dumnezeu își începe biblioteca și iată cum și-o încheie. Și astfel, viața pe care ne-am încălcit-o singuri, el vine și o descălcește, pentru că a avut un plan și și-l-a dus la îndeplinire. Nimic și nimeni nu l-a putut opri. De ce am studiat biblioteca? Pentru că nu-ți poți permite ignoranța în ce privește conținutul ei, în ce privește cuvântul. De ce? Pentru că omiterile fac loc comiterilor, iar comiterile fac loc demiterilor. Nu-ți poți permite să trăiești în ignoranță, pentru că ignoranța te va conduce să comiți păcate. Și păcatele comise te vor conduce la demitere dacă nu-ți le rezolvi. Așa că acesta este motivul pentru care am studiat biblioteca. 66 de cărți care trebuie citite. 66 de cărți care ne-l descoperă pe Dumnezeu. Am studiat biblioteca ca să-l cunoaștem pe Dumnezeu. Ca să nu comitem păcate care să ne demită apoi în fața Dumnezeului nostru. Cunoașterea lui Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu este esențială și vitală. În mod practic, pentru noi astăzi, ce înseamnă? Cum se manifestă? Cum știi? Cum se vede dacă îl cunoști pe Dumnezeu? În primul rând, omul care îl cunoaște pe Dumnezeu are un alt set de valori. Ascultați-l pe Pavel vorbind în Filipeni capitolul 3. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El. Omul care îl cunoaște pe Hristos trăiește după un alt set de valori. Care sunt lucrurile care trag greu în cântarul vieții tale? Dacă ar fi să pui pe hârtie trei valori esențiale în care crezi și pe care le urmezi, care ar fi acelea? Care sunt lucrurile cele mai valoroase pentru tine, care îți îndrumă viața? omul care îl cunoaște pe Dumnezeu își schimbă setul de valori. În al doilea rând, al doilea semn al omului care îl cunoaște pe Dumnezeu este că acesta dovedește mare îndrăzneală pentru el, pentru Dumnezeu. În Cartea Faptele Apostolilor vedem această mare îndrăzneală a celor care îl cunoșteau pe Dumnezeu. De exemplu, fapte capitolul 5. După ce i-au adus pe Apostol pe ucenici i-au pus înaintea Soborului și marele preot i-a întrebat astfel: Nu v-am poruncit noi cu tot din asdinsul, să nu învățați pe norodă numele acesta? Și voiată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acelui om. Petru și apostolii ceilalți, drept răspuns, i-au zis: Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Omul care îl cunoaște pe Dumnezeu. Dovedește îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu sau în favoarea lui Dumnezeu. Care ar fi răspunsul tău dacă autoritățile te-ar pune să alegi între credința ta și viața ta? Omul care îl cunoaște pe Dumnezeu ar ști ce să aleagă. Ai fi gata, crezi că ești gata să suferi pentru El? îndrăznești să-l prezinți celorlalți? Ai în tine resursa aceasta, dorința aceasta de a-l prezenta pe Dumnezeu și ce a făcut El în viața ta? Dovedești genul acesta de îndrăzneală pentru El? Și al treilea semnal cunoașterea lui Dumnezeu. Este că omul care îl cunoaște pe Dumnezeu rămâne tare și face mari spravi. O spune Daniel în capitolul 11, versetul 32. Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeu lor vor rămâne tari și vor face mari ispravi. Aceia care vor cunoaște pe Dumnezeu lor vor rămâne tari și vor face mari spravi. Și vei face mari spravi dacă faci mari spravi. ce ispravi face zilele acestea. Oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu au impact. Nu trăiesc într-o letargie, într-o apatie spirituală. Oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu lasă urme. Punând acest etalon pe viața ta spirituală, mă întreb, vă întreb și mă întreb, ce notă ți-ai dat? ce notă ți-ai da? Care este setul tău de valori? Dovedești îndrăzneală pentru el? Faci mari isprăvi? Ce notă ți-ai dea de la 1 la 10? De ce am studiat biblioteca în anii aceștia? Poate că răspunsul cel mai memorabil ar putea fi strâns în această întâmplare istorică adevărată. În anul 1066, Eduard Confesorul a murit. Ne lăsă niciun moștenitor la tronul Angliei. Harold, prințul de Wessex, pune mâna pe tron. Foarte curând, ducele de Normandia William își strânge armata și pornește spre Anglia să pedepsească uzurpatorul. Cele două armate s-au întâlnit pe câmpia de la Hastings. Marea bătălie de la Hastings stătea să înceapă. Armatele lor erau comparabile ca mărime. Saxonii lui Harold au sosit călări, dar când s-au pregătit pentru bătălie și au trimis caii în spatele liniilor. În vremea aceea, în evul mediu, caii erau folosiți în strategia militară doar pentru transport și aprovizionare. Experiența lor de atunci le spunea că un cavaler în armură, călare pe cal, este ușor de doborât. Saxonii, deci, și-au trimis caii în spatele liniei de luptă și s-au pregătit pentru lupta corp la corp în modul tradițional. William a început bătălia cu un puternic tir al arcașilor, șarjând apoi cu infanteria. Când a văzut că saxonii țin piept, și-a pus și-a trimis în luptă arma secretă. Cavaleri în armură, călare pe cai. Saxonii când i-au văzut șarjând, au crezut că vor avea o pradă ușoară. Ceea ce nu știau ei era faptul că toți aceștia aveau niște scărițe atașate la șaua cailor. O mică invenție de mare valoare. Proptiți bine în ele, cavalerii normanzi au reușit să lovească cu o forță nemai întâlnită până atunci în istorie. Saxonii au fost decimați. Harold a murit în luptă. Iar ducele William a devenit William I, cunoscut astăzi ca William Cuceritorul. Iată cum o mică invenție de mare valoare schimbă soarta istoriei. E bine, cuvântul lui Dumnezeu, așa cum îl găsim scris în Biblioteca Sfântă, cuvântul lui Dumnezeu este ca cele scărițe ne proptim în ele și putem duce bătălia. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care îți dă stabilitate. Și proptindu-ne în scărițele cuvântului. De ce nu? Poate vom primi chiar numele de cuceritori. Sau în terminologia Sfintei Scripturi a lui Pavel în roman 8 cu 37 proptindu-ne picioarele bine în scărițele de la șa ale Sfintei Scripturi vom fi mai mult decât biruitori cunoașterea celor 66 de cărți nu are rol de cultură generală ci rolul de a ne face biruitori în lupta vieții de ce? Am studiat biblioteca. De aceea, am studiat toată biblioteca. 66 de cărți care trebuie citite. 66 de cărți care trebuie să ne citească. Doamne drag, iartă-ne eventualele greșeli pe care le-am făcut în prezentările noastre de-a lungul acestor ani. Doamne drag, tratează cu milă omiterile noastre și binecuvintează, dacă voiești, acele puține lucruri pe care le-am știut spune bine, care într-o mică măsură avem nădejde că au adus cinste, glorie și valoare numelui Tău. Doamne drag, îți mulțumim că am încheiat acest proiect. De învățătură, fă util și folositor pentru orice ființă umană care te caută din toată inima. Și când cineva va striga ca și eu, o, dacă știu unde pot să-l găsesc. Vorbește-i și trimite-l în Biblioteca Sfântă. Îți mulțumim frumos. Amen.